După cum se cunoaște, Agenția Națională Antidrog, în calitate de coordonator național al politicilor antidrog în România, a realizat strategia națională antidrog și planul său de acțiune, iar în concordanță cu aceste documente programatice am realizat și noi la nivel județean o strategie și un plan de acțiune, bineînțeles cu consultarea și în parteneriat cu toate instituțiile care au atribuții în acest domeniu. Referitor la evaluarea strategiei în planului de acțiune în anul 2016, putem afirma că se remarcă o atingere a tuturor obiectivelor. Au mai fost și activități realizate parțial, dar au fost replanificate pentru anul acesta, deci nu au fost activități foarte multe care să nu fie realizate. În ceea ce privește capitolul referitor la reducerea cererii de droguri, capitolul în care principala instituție care are atribuții este centrul nostru, în colaborare cu parteneri, am desfășurat atât activitatea de prevenire a consumului de droguri, dar și activitatea de asistență integrată a consumatorilor de droguri. În ceea ce privește prevenirea consumului de droguri, am implementat la nivel județean 2 proiecte naționale și 5 campanii de asemenea naționale implementate la nivel județean. Am elaborat 4 proiecte județene proprii, elaborate de către specialiștii noștri în colaborare cu parteneri și care au fost implementate strict la nivel județean. De asemenea, am făcut 3 cursuri de formare pentru diferite categorii de angajați ai instituțiilor parteneri. Aici mă refer la polițiști, medici, asistenți sociali din cadrul Direcției Generale de Asistență și Protecție Socială, protecția copilului, de asemenea pentru psihologi școlari, cadre didactice. Și, nu în ultimul rând, am făcut și un studiu local adresat elevilor din mediul liceal, ale căror rezultate le vom da ulterior. Acum este în faza de interpretare a datelor de către sociologii din cadrul Agenției Naționale Antidrog. Activități care au fost cele mai apreciate atât de parteneri, de mass media, dar și de instituțiile centrale. Aici mă refer la proiectul național Mesajul meu Antidrog, care a fost un real succes la nivel județean. Foarte mulți tineri au participat la acest proiect, care a constat într-un concurs pe diferite teme cu mesaje antidrog. Acest concurs a desfășurat în toate cele 41 de județe ale României și putem spune că elevii noștri au avut cele mai meritorii rezultate, chiar am câștigat locul 1 la nivel național la faza de film de scurt metraj. Apoi, să nu uităm și trebuie să le mulțumesc, cer scuze că nu am spus la început, partenerilor care ne-au sprijinit foarte mult, aici mă refer la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, de asemenea instituțiile din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Casa de Cultură a Studenților Târgu Mureș, care ne-au sprijinit atât prin implementarea proiectului, dar și prin acordarea unor premii pentru câștigători sau materiale informative educative. Un alt proiect calitativ pe care l-am implementat, proiect de data aceasta local, care a fost elaborat de către specialiștii centrului nostru, s-a intitulat Tinerii și drogurile, din nou cu aceiași parteneri, Inspectoratul Școlar, Direcția Județeană de Sport și Tineret, Casa de Cultură a Studenților, în cadrul căruia am putut realiza și o revistă cu mesaje antidrog, o revistă locală, care a fost chiar un exemplu de bune practici la nivel național, în care diferite personalități din lumea sportului, medici, profesori, au adresat câte un mesaj elevilor târmureșeni, din întreg județul, cu privire la pericolul reprezentat de consumul de droguri, la efectele consumului de droguri, riscurile la care se expun.
În ceea ce privește prevenirea în familie, am realizat un proiect Colaborarea Bună Părinte-Copil este factor de protecție antidrog, în care specialiștii noștri au avut întâlniri cu părinți ai unor elevi aflați în situații de risc la consum, întâlniri interactive, discuții. Am considerat că este foarte important această prevenire în mediul familial. De asemenea, am mai desfășurat activități de prevenire în comunitate, demarcarea diferitelor zile mondiale antidrog, antitutun. Aici am desfășurat și anumite competiții sportive cu mesaje antidrog adresate elevilor. Un alt proiect care a reprezentat a fost un model de bune practici la centrul nostru, este proiectul Stop Abuz. Deci este un proiect care a fost adresat celor care au consumat droguri, dar nu au devenit dependenți, pentru a putea să-i oprim, să nu mai consume în continuare, să se rezume la acest consum experimental. Au consumat o singură dată de două ori și ei au intrat în acest program pentru a fi stopată dependența de consum de drog. O să fac referire și la celălalt punct referitor la planul de acțiune pentru implementarea strategiei județene antidrog, având în vedere că tocmai l-am terminat de finalizat, l-am elaborat, bineînțeles, ținând cont de părerea specialiștilor din cadrul instituțiilor responsabile cu implementarea acestei strategii. Planul de acțiune este în continuare tot pe aceeași tipologie, cum a fost și cel din 2014-2016. Țin să precizez că acest plan realizat la nivel județean l-am înaintat și domnului prefect și Consiliul Județean, urmând a fi aprobat atât prin ordinul al domnului prefect, dar și prin hotărârea Consiliului Județean. Bineînțeles, realizat în colaborare cu toate instituțiile responsabile, va conține aceleași capitole care au fost și până acum, în concordanță, bineînțeles, cu Planul Național, dar nu este un plan care este făcut în oglindă după Planul Național, a fost adaptat județului Mureș. Am făcut o diagnoză, ce probleme există la nivel județean, ce droguri se consumă, care sunt zonele de risc și ne îndreptăm strict acolo unde este necesar, pe drogurile care se consum și activitățile care, într-adevăr, se justifică. Conține două mari capitole, reducerea cererii de droguri și reducerea ofertei de droguri. Reducerea cererii de droguri se referă la prevenirea consumului, asistența consumatorilor, iar reducerea ofertei de droguri este acea parte de combatere care, în principal, este realizată de instituțiile din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române sau de către DICOD. De asemenea, mai avem o parte de coordonare și o parte de informare și evaluare. Finanțarea activităților acestui plan se regăsește în bugetul fiecărei instituții, având în vedere că toate aceste instituții au în atribuții și aceste activități. Ca și instituții responsabile, partenere în acest pe lângă instituția prefectului Consiliului Județean, mai sunt administrațiile, unitățile administrației publice locale, mă refer la primării, Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Casa de Cultură a Studenților, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratul Județean de Jandarmi, organizații non-guvernamentale care, chiar dacă nu au obligativitatea de implementare, dar sunt partenere în foarte multe proiecte din cadrul acestui plan de acțiune.